Bună seara! Bun, pentru cei care nu mă știu, eu sunt Sergiu și am fost votat al patrulea cel mai atrăgător comediant român. De către gagică mea. Și al șaselea cel mai bun la pat. De către mama. Bun, numele meu complet este Sergiu Floroaia. O floare mare. O floroaie. Și era foarte nașpa la noi în familia Floroaia, că atunci când vrea să mergem în vizită la cineva, trebuia să mergem mereu un număr impar. Că altfel mergeam ca la mort. Nu toți oamenii neamul Floroaia au fost mereu floroi. Spre exemplu, numele de fată mare al mamei mele este Rina Sava și este inventatoarea celebrei prăjituri care îi poartă numele. O să încerc și o glumă absurdă despre mine. Din tot părul de pe față, perciunii sunt favoriții mei. Ok, a doua glumă absurdă. Prin glume absurde vreau să zic glume la care nu prea râde lumea. A doua glumă absurdă. Am o colecție de creioane colorate cu markerul. Ok. Haideți să încercăm și de glume total aleatorii. Prima glumă total aleatorie. Vă știți de ce femeile fără țâțe mai au sfârcuri? Pentru că intenția contează. A doua glumă total aleatorie. Mă enervează foarte tare semnele alea din WC-uri pe care scrie vă rugăm nu aruncați hârtia sau alte obiecte în vasul de WC-u pentru că se înfundă și trebuie să mă cac în coșul de gunoi. Hai să aplaudă cine a fost într-o relație de lungă durată până acum. Voi probabil că știți că dacă ești multă vreme cu o fată, la un moment dat nu mai ajunge să-i spui doar te iubesc. Vrea din ce în ce mai mult și începe și spune tot felul de întrebări capcană. Mă întreabă într-o zi prietena mea, dacă n-aș mai avea un picior, m-ai mai iubi? Evident că răspunsul meu a fost, nu. Dar te-aș mai fute odată pentru palmares. Ok, și ultima glumă total aleatorie. Voi știți că atunci când vrei să agăți o fată drăguță, știți că trebuie să o faci să se simtă specială? E bine, atunci când vrei să agăți o fată grasă, trebuie să o faci să se simtă auto-specială? Ok, hai să mai zic lucruri despre mine, că noi ne plimbăm destul de mult prin țară cu spectacolele și am avut de curând un spectacol la Brașov și pe drumul acolo am văzut un atelier de marmură. Și am intrat acolo și când am văzut cât costă, mi-am făcut cruce. Și eu am foarte mulți fani. Nu, serios, chiar am foarte mulți fani. Când plec cu mașina prin țară, toți fanii mei se așează pe marginea drumului și mi-arată, ești foarte ok. Mersi, știam. Bine, eu peste tot pe unde merg în țară, eu merg cu mașina, că mi-e foarte frică să zbor cu avionul. Dar mai zbor cu avionul pentru că trebuie. Dar am o rugăciune specială pentru atunci când zbor cu avionul, care e așa. Tatăl nostru care ești în ceruri. Scuze de deranj. Amin. Și cel mai frică mi-ar fost să zbor cu avionul când am avut spectacol la Timișoara. Să zbor dinspre Timișoara, spre București. Că deja îmi imaginam cum exploda avionul în aer. Și vedeam titlurile de a doua zi din ziare, azi în Timișoara, mâine în toată țara. Dar mi-a plăcut foarte mult la Timișoara că ne-au cazat la un hotel de 4 stele și mi-a plăcut foarte tare pentru că aveau duș cu radio încorporat și mi-a plăcut foarte mult pentru că în sfârșit am putut să mă piș pe radio zub.
Da, eu sunt din București și îmi place foarte mult Bucureștiul. Bucureștiul mi se pare cea mai tare capitală din România. E incredibil. Numai că e plin de moldoveni care vin să ne fută nouă femeile pe moldovence. Văceam de Radio Zoo. Foarte multe... am auzit o știre la emisiunea de știință de la Radio Zoo. Căci că un grup de cercetători a descoperit că universul este vechi de 13,75 de miliarde de ani. Bine, încă așteaptă o confirmare de la Florin Piersic. Și că aseară a avut loc în cedul Bucureștiului o altercație între doi contabili. Se pare că a fost vorba de o reglare de conturi. Tot aia am auzit că Beyoncé tocmai a scos o marcă de suc natural care poartă numele. Beyoncé. Ceea ce mi se pare foarte potrivit, pentru că e lipsit de gust, dar e bogat în pulpă. Voi știți pe Pitbull? Știți? De peste tot? Îl știți? Eu cred că e mai danez. Prea peste tot. Ne-am găsit o soluție pentru problema câinilor vagabonzi. Mai multe autostrăzi. Campania poate purta sloganul Nu frânați eutanasia. Da, și vreau să vă zic de alte prostii pe care le-am auzit. Am și o veste proastă pentru voi în seara asta. Știați că industria porno de la noi riscă să dea faliment? Pare rău. De asta zilele trecute mai multe vedete porno au ieșit să protesteze în fața liceului Jean Monnet. Împotriva concurenței neloiale. Au scandat chestii precum luați bacul la oral, nu pula. Nu mai roadeți pixurile. N-o să dea niciodată faliment industria porno, vă dați seama. Cu mine. Cred că la un moment dat o să apară și Discovery Porno. Probabil că o să aibă emisiuni precum How You Were Made, Ass Busters, Cezar și Câinii. Chiar vine într-o zi un prieten la mine și mi s-a confesat, mi-a zis: Sergiu, eu sunt zoofil. Marci-mă de aici. Și după ce era zoofil, mai era și zoofil homosexual. Adică să-mi vezi să simți tu acolo o țâță, două, patru, șase. Tot am intrat în subiectul porno, așa că o să mai zic o glumă porno și după aia încă vreo 20. Voi știați că Spania este prima țară europeană care a introdus în școlile generale orele de autosatisfacere și explorare a propriei sexualități. Practic ore de labă. Și voi vă dați seama că noi să importăm și treaba asta? Pentru că noi importăm tot ce vedem pe afară? Și mă oftic că n-am importat-o mai demult. Păi bune, aș fi fost și eu olimpic la ceva. Și nu știu, imaginez că din moment ce oră ca oricare alta, nu știu, imaginez că au teste. Intră profesoara în clasă și zice: ok, acum toată lumea scoate o foaie de hârtie? Sau un șervețel? Bun, rândul 1. Ejacularea precoce. Aveți 3 minute. Rândul 2. Dramaturgia masturbării. Cunoscută sub termenul popular de laba tristă. Evident că o să fie elevi care nu o să știe nimic și o să încerce să copieze. Păi mie nu mi-iese nimic. Vezi că la Andrei e și ceva. Ia și tu de la el. La sfârșit profesorul o să zică: ok, acum toată lumea pixurile jos. Ei, ți-a lasă pixul jos. Dar mai am puțin, doamnă. O să fie tot felul de discuții pe holuri. O să fie elevi care o să se laude. Băi, eu fac meditații cu diriga. Alții mai puțin norocoși, o să aibă mereu un unchi dispus să ajute cu temele. O să fie un elev disperați în pauză înaintea orei, care o să se întrebe: băi, și auzi ce matema la mastu? Că ăsta mereu mă controlează.
Dar să fie și un lucru bun la toată chestia asta. De acum încolo, când un părinte intră brusc peste copilul lui în cameră, o să-l găsească făcându-și temele. Deschide ușa și... Mie ei să nu-ți mai face temele pe jos. Și nu mai stai așa cocoșat. O să strici ochii. Și vezi că îți mănâncă câinele tema. Și îmi plac ourile astea. M-am apucat să vă zic de prostiile de la radio. E plin de prostii la televizor. Cine se uită la știrile de la ora 5? Se uită cineva? Nu? Eu mă uit că trebuie să mai scriu glume. Și am văzut foarte multe acte de gelozie la televizor. Am văzut o știre cu unul care era atât de gelos, cât pur și simplu s-a urcat în Dacia lui și a călcat-o pe gagică sa cu mașina. Asta era ideea lui de a o ține sub papuc. Am văzut o știre cu un vegetarian care și-a ucis soția cu cruditate. Am văzut o știre cu un țăran care și-a ucis soția și a încercat să ascundă arma crimei, dar poliția i-a dat de furcă. Am văzut una cu un polițist care vâna un pedofil, dar nu m-a prins. Multe acte de gelozie, dar și eu sunt un tip foarte gelos, trebuie să recunosc. Sunt așa de gelos că atunci când prietena mea îmi strigă numele în pat, mă pun să strige numele complet și CNP-ul. A strigat odată, oh, Doamne, am fost certați 2 săptămâni. Bine, dau seama că gelozia poate să distrugă o relație, chiar nu dau seama de chestia asta, așa că mă las din când în când singură în club, până se deschide. Pentru că nu-mi place să danseze cu alții. Plus că e vorba aia că faci sex așa cum dansezi. Clar, 2 în spate, 1 în față. Dacă mai e și Manny Aito, ieși din părți. Și după ce că sunt gelos, la un moment dat mi s-a întâmplat și o chestie foarte nașpa. Prietena mea a primit un SMS în mijlocul nopții. Și întreb, cine e? Vodafone. Vodafone? Da. Dăm să văd. L-am șters. L-ai șters? Da. Dăm să văd. Pe cine ai încredere în mine? Ba da, dar n-am încredere în Vodafone. Și am luat telefonul și am văzut că într-adevăr era de la Vodafone. Ne futem și noi în seara asta. Trimite un SMS cu da la 1234. Îmi place foarte tare să zic gluma asta pentru că mă face să-mi dau seama cine a venit să râdă și cine a venit să cârcotească. Aia că au venit să râd, au râs. Aia că ar veni să cârcotească s-au gândit, bă, da, 1, 2, 3, 4 de la Cosmote. Sergiule, gluma ta nu este corect. Mai îmi place de voi că vă prindeți de glume, majoritatea. Dar noi mai avem și show-uri proaste. Că se întâmplă să mai facem și show-uri în Călăraș. Băi, cei mai proști oameni din viața mea. Băi, erau bâtă, lemn. Am zis la sfârșitul show-ului. Mersi frumos. Acolo trebuia să... Da. Dar zic, de prietena ta aș mai avea nevoie. Da, mă. Stai că trebuie să iau ca să poată să fac o tăitură aici, da? Ok. Cei mai proști oameni în Călăraș. Am zis la sfârșitul show-ului. Vă rog să-l aplaudați pe Toma, care era înaintea mea. Vă rog să-l aplaudați pe Paul, care era înaintea mea. Și nu în ultimul rând, vă rog să mă aplaudați pe mine. Și oamenii în ultimul rând n-au aplaudat. Deci ai că-s la muzeul figurilor de ceară în urechi. Băi, și tot show-ul am avut unii întuneric în spate care comentau. Și le-am zis să tacă și n-au vrut să tacă. Le-am zis iar să tacă și n-au vrut să tacă. Le-am zis iar să tacă și n-au vrut să tacă. Și la un moment dat am zis o glumă despre prietena mea, care vorbește foarte mult, și am zis, prietena mea vorbește foarte mult, ca mai știu eu cine. Și m-am uitat la ei. La care se aude în întuneric, da mă, da prietena ta are cuțit.
Evident că răspunsul meu a fost: bă, tu știi cine-i tata? Tata-i cetățean european și are drepturi. Dar nu, asta e, toată lumea are cât un prieten prost. Nu schimbați priviri. Nu arătați cu degetul. Mai ales spre scenă. Nu că n-aș fi prost, dar încă nu suntem prieteni. Dar am și un prieten foarte prost. Îl cheamă Anca. Asta e numele lui. Și și-a făcut și el în cele din urmă cont de Facebook. Și a zis, bă, pune și o poză de profil. Și a zis că n-are. Toate sunt cu fața. Eu i-am făcut câinelui meu cont de Facebook. Mare prostie. Acum nu mai loc de la calculator. Păi și-a trecut la muzica preferată, La Bush. Și Who Let The Dogs Out. Bă, și prietenul ăsta al meu e prost. M-a sunat odată în mijlocul nopții, disperat, căci că fix înainte să-și dea drumul, gagica a început să tremure, să facă b-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 b. Dar era ok, că doar îi se blocase calculatorul. Și mai ales într-o zi că el nu poate să sufere persoanele de sex opus. Adică mare. Pentru că o are foarte mică. Știu asta, suntem prieteni de mult. Nu genul ăla de prieteni. Pune, păi dacă ceva îl întreabă, ai ceva mărunt? El o ia foarte personal. Păi bune, din principiu nu-și cumpăra prezervative de la mic.ro. Eu, în schimb, îmi iau de la Mega. Când ajung la casă, mă întreabă, doriți pungă? Adică, știe că, na. Nu, chiar nu vreau să zic că o am mare, dar eu folosesc un prosop de față și două de pulă. Glumesc, mă. Nu am mare. Nu am mare, că dacă aveam mare, nu mai făceam stand-up. Nu, serios, eu dacă-s prima dată cu o fată în pat și îmi dă pantalonii jos, îmi place să-i zic, doriți mare pentru 2,5 lei în plus? Maioneză? Extra cheese? Și e amuzant că e extra. Adică mai era. M-a întrebat acum câteva spectacole o fată de la prima masă, m-a întrebat, ciuperci? I-am dat! Da, mă, și prietenul ăsta al meu, normal că fiind prost și având pula mică, normal că avea o prietenă foarte grasă. Prietena lui, dacă vrea să vină la un show de stand-up și întreba cât e intrarea, nu se refera la preț. Voi fac glume scurte, one-liners, pentru că sunt leneș și... Bine, sunt și foarte bun la chestia asta. Eu sunt foarte leneș. Sunt așa de leneș că a fost de curând ziua lui bunica mea, bunicii mele, și mi-a fost leneș să mă gândesc ce cadou să-i cumpăr, s-a somagit foarte mult. Așa că am intrat în primul supermarket și am vrut să iau o cană din aia cu bunica mea e cea mai tare, dar nu mai aveau decât când cu bunicul meu e cel mai tare. Așa că am luat o cană cu bunicul meu e cel mai tare și pe felicitare am scris: cine se aseamănă, se adună. Nu de alta, dar bunicul meu e mort. Și chiar nu știam ce să mai auzi la anul. Băi, eu sunt un tip foarte leneș, dar totuși prietena mea e o tipă foarte deschisă la minte și mi-a zis într-o zi că ar trebui să încercăm să facem sex în trei. Și am zis nu, mi-e prea lene. Poate doar dacă al treilea om e un bărbat și ne fute pe amândoi. Altfel nu vreau să aud. Bine, sunt leneș și pentru că fumez multă iarbă. Fumam multă iarbă. La noi se fumează foarte multă iarbă. Se fumează atât de multă iarbă că cred că jamaicanii au tricouri cu România. Dacă mai trăia acum Bob Marley, asculta El Negro. Voi știați că 3 din 4 tineri fumează iarbă? Aici, în spate. Da, voi știți de ce dealerii de iarbă nu sunt primiți în luptele K1?
pentru că sunt foarte pașnici și fură la cântar. Vedeam mișto când fumez iarbă că îți vin tot felul de idei. Spre exemplu, mă gândeam într-o zi care trebuie să fi fost discuția dintre Maria și Maria Magdalena în dimineața crucificării lui Iisus. Cred că ești Maria lui Maria Magdalena și ne vedem la picioarele Domnului pe la ora 2. Ok, la 2. Rămâne bătut în cuie? Voi v-ați întrebat vreodată cum și-o scutură un preot? Cred că e ceva de genul... Scuze. Cu dreapta, că cu stânga e păcat. Se mai supără oamenii pe mine și pe glumele pe care le fac. A venit într-o zi de unul după show la mine și mi-a zis: trebuie frumos să mai faci glume cu Dumnezeu și cu pula, pentru că nu se pupă. Și prietena mea mi-a zis să am mare grijă cu glumele cu femeile, pentru că femeile sunt precum florile, colorate, parfumate. Și dacă ai două, ești mort. Dar trei? N-ai tu bani de trei. Tot așa vine într-o zi foarte serioasă la mine și îmi zice: Sergiule, te rog eu frumos, nu mai stropi colacul. Și am zis: ce vrei? Sunt bărbat. Așa mă cac eu. Mă, dar prietena mea chiar o fată foarte ok, nu e ca fosta mea prietenă, care era o mare curvă. Și de ce m-a certat cu fosta mea prietenă? Și de ce nu suportat deloc să-i fac atunci când sugea pula? Să intru peste aia în cameră. Și că 90% dintre femei sug pula. Ceea ce 10% orod. Și cum îți dai seama că sugi pula prea mult? E bine, roșiile nu mai au gustul ăla de altă dată. Mi se pare că roșiile nu mai au gustul ăla de altă dată? Mie da. Numai că nu-s gay. Nu sunt gay. N-am nimic homosexual, mi se pare niște oameni foarte pozitivi. Păi bune, sunt singurul gen de oameni care se bucură atunci când intră în căcat. Vă știți de ce lui botezatul îi se zice botezatul? Lui botezatul i-a rămas numele așa de când l-au prins în jacuzzi cu Ioan. Și că bot a fost ales imaginea BMW România, principalul motiv fiind tracțiunea pe spate. Nu, chiar mă întrebam într-o zi, oare cum agață gay? Cred că se duc unul la altul și zic: hei, îmi place ochiul tău. Sau, ai Facebook? Aș vrea să-mi dai like-uri. V-am zis că am participat la un casting pentru un film porno german. Am câștigat la mustață. Noi era un film porno revoluționar, se numea Neterminatorul 2. Vășeam despre fosta mea prietenă, care e o mare curvă. Dar nu, prietena mea de acum chiar o fată foarte ok, v-am zis. E mai frumoasă decât mine, e mai deșteaptă decât mine, fute mai mult decât mine. Incredibil. Vă știți inelele alea de la Durex care vibrează? Le știți? Le spun la baza... Le știți. Foste mele prieteni îmi plăceau foarte mult inelele alea pentru că au scăpat-o de tartru. Nu știa să le folosesc. Era foarte mică de vârstă. Știi cum îți dai seama că prietena ta e prea mică de vârstă?
E bine, atunci când faceți sex, o doare, dar nu zice să te oprești. Zice, piua! Băi, fosta mea era atât de mică că nu stătea capră, stătea ied. Băi, dar nu de asta m-au certat cu ea. Mi-a dat într-o zi papucii. Mi s-a întâmplat vreodată să vă luați papucii pe mes? Mie, da. Îmi zice într-o zi, nu vreau să mai aud de tine niciodată. Fuți foarte prost. Sorry de mas. Și vă ziceam de prietena mea de acum, care e o fată foarte ok, numai că vorbește foarte mult. Ne avem factura la telefon 9 milioane. Bine, și vorbim mult că sunt eu plecat prin țară cu spectacolele și am ajuns seara în camera de hotel și vorbim la telefon și facem sex prin telefon. Și mereu îmi zice că vezi că nu mai am baterie. Nu la telefon. Și prietena mea țipă foarte tare atunci când face sex. Țipă groaznic de tare. Adică nu de puține ori m-a trezit din somn. Am un sfat pentru băieți, o chestie care am învățat-o pe pielea mea. Dacă sunteți vreodată cu prietena în pat și a vă zice șoptește-mi ceva murdar, în niciun caz să nu ziceți vasele. Bine, eu eram odată cu prietena mea în pat și din greșeală am strigat numele lui maică-sa. În momentul ăla s-a uitat foarte ciudat la mine taică-su. Numesc. Soacră mea ne-a ajutat foarte mult cu casa. A murit. Știu că în momentul ăsta unii dintre voi se gândesc că am o problemă, că am o problemă cu femeile, dar n-am o problemă cu femeile. Mi-ar plăcea să am o problemă cu femeile pentru că mi-ar fi mult mai ușor să fac sex în trei. Pentru că o problemă nu vine niciodată singură. Dar am o problemă cu feministele. Cu femeile care vor să demonstreze că pot. Că sunt în stare. Că sunt capabile. Așa că atunci când o feministă convinsă nu vrea să-mi sugă pula, îmi place să-i zic, ia-o ca pe provocare. Eu glumesc, dar vine tot zi după și eu la mine o feministă convinsă și îmi zice, să știi că nu mai avem nevoie de bărbați. Acum oamenii de știință au descoperit în laborator sperma artificială. Și însă așa e. Acum poți să te duci să-ți iei 200 de grame să ți-o torni singură pe față. Ce vreau să zic e că atunci când o femeie are orgasm, se vede pe fața ei. Iar atunci când un bărbat are orgasm, aștept să se prindă toată lumea. Vă știți momentul ăla când îți faci capacul de la o sticlă și nu ești atent și scade capacul pe jos? Și o fracțiune de secundă până atinge capacul podeaua, în care te gândești, dă Doamne să cadă cu gura în sus să nu se murdărească. Știți? Prietena mea a căzut ieri pe scări. Pentru că vorbește foarte mult. Bune, vorbește groaznic de mult. Eram într-o zi pe autostradă și conduceam. Și început să ploaie torențială de nu vedeam la 2 metri în fața mea. Mergeam cu 2 km la oră și am trâncănea în dreapta. Că blam, 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 oprește, lasă-mă să urc. Bă, și cu asta vă mulțumesc frumos. Eu sunt Sergiu. O seară bună, pa!